Echipa de handbal fete a Clubului Sportiv Școlar Zalău s-a întors fără nicio victorie de la primul turneu de sală din cadrul seriei H a campionatului național, rezervat juniorelor 2 și rămân pe locul 5 în clasament. Campionatul Național de Handbal Fete, rezervat categoriei de vârstă junioare 2, a programat la finalul săptămânii trecute primele turnee din cadrul celor 8 serii regionale, repartizată în grupa H, alături de CS Marta Baia Mare, CSS numărul 2 Baia Mare, CS Viitorul Cluj, HCM Baia Mare și LPS Bistrița. Echipa Clubului Sportiv Școlar Zalău a avut un parcurs destul de modest în campionat, mai ales după ce a pierdut-o pe Olivia Truță, jucătoare de bază atât la echipa de junioare 2, cât și la cea de junioare 1. Odată cu accidentarea Oliviei Truță, care se va opera în următoarele săptămâni la Cluj-Napoca și nu va mai intra pe semicerc decât din viitorul sezon competițional, șansele de calificare ale echipei antrenate de profesoara Gabriela Muntean au devenit aproape nule. În aceste condiții, tehniciana formației zălăoane a decis să folosească toate jucătoarele în partidele rămase până la finalul sezonului, chiar dacă va rata calificarea la turneele semifinale. În cadrul primului turneu de sală din cele două programate în cadrul seriei H, echipa Clubului Sportiv Școlar Zalău a avut evoluții modeste și nu a reușit să câștige nicio partidă. Vineri la Baia Mare, echipa antrenată de profesoara Gabriela Muntean a fost învinsă cu 28-19 de CSS Viitorul Cluj. Sâmbătă, în cea de-a doua zi a turneului, fetele de la CSS Zalău au cedat cu 30-10, confruntarea cu HCM Baia Mare, iar în ultima zi, echipa CSS Zalău a pierdut cu 21-13, confruntarea cu CSS 2 Baia Mare. Și s-a întors acasă fără victorie și a rămas pe locul 5 în clasament la 12 puncte de ocupanta locului 3 și ratează astfel orice șansă de calificare la turneul semifinal. Până la finalul primei părți a campionatului, echipa CSS Zalău mai are de disputat două partide, pe 2 și 3 aprilie, în compania echipelor CS Marta Baia Mare și LPS Bistrița.